și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știri. Sunt Cristina Stamatin și să vedem titlurile acestei ediții. Comisia Electorală Centrală este singura instituție autonomă care este în drept să decidă numărul de secții de votare în străinătate, anunță conducerea instituției. CEC a solicitat Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene avizul asupra secțiilor de votare ajustate la numărul maxim prevăzut, adică 150, răspunsul fiind unul pozitiv. Vecinul a fost bolnav și a zis că a fost în reanimare și el a spus, eu am văzut moartea. Și eu i-aș sfătui pe toți oamenii, și tineri, și în etate, și cei care s-au cot mai hâtre decât nu știu cine, trebuie să vaccineze. Scepticismul îi face pe oameni să pună la îndoială eficiența vaccinului. Pentru a veni cu dezmințiri, sute de voluntari de la Crucea Roșie oferă lecții atât practice cât și teoretice. Vine Arșița. Meteorologii anunță din nou cod galben de caniculă, în special în centrul și la sud. Potrivit prognozelor, la umbră vom avea peste 33 de grade. Ce ne îndeamnă medicii, vă spunem la știri. Comisia Electorală Centrală este singura instituție autonomă care este în drept să decidă numărul de secții de votare în străinătate și să facă o apreciere a situației privind cifra alegătorilor de peste hotare. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de președintele CEC, Dorin Cimil. Anunțul funcționarului vine în contextul litigiului iscat între autoritatea electorală și unii concurenți electorali care au solicitat deschiderea 190 de birouri în străinătate și 950, așa cum a decis CEC, în baza recomandărilor Ministerului de Externe. Dreptul la vot este unul relativ. Nefiind absolut, aprecierea vicierii dreptului la vot nu poate fi bazată pe presupuneri, deducții. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene îi revine sarcina doar de a aviza secțiile propuse de CEC din punct de vedere logistic, de asigurarea activității acestora și de a obține acordul țării gazde în acest sens. Dreptul de a stabili numărul secțiilor de votare în străinătate aparține în exclusivitate Comisiei, instanțele nefiind în drept să se pronunțe asupra oportunității acestora. Conducerea CEC precizează că a ținut mereu legătura cu Ministerul de Externe, care până la urmă a dat un aviz pozitiv deciziei finale aprobate de autoritatea electorală. Urmare a emiterii deciziei Curții Supreme de Justiție din 22 iunie, și ținând cont de plafonul în număr de 150 de secții din străinătate, planificat în devizul de cheltuieli aprobat pentru acest scrutin, CEC a solicitat Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene avizul asupra secțiilor de votare ajustate la numărul maxim prevăzut, adică 150, răspunsul fiind unul pozitiv. Între timp, CEC cere executivului să aloce o nouă tranșă pentru buna organizare a scrutinului parlamentar din 11 iulie. CEC a aprobat divizul estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, în sumă de 125 milioane lei, l-a înaintat guvernului, drept urmare, i-au fost alocate 70 milioane lei din fondul de rezervă. Am identificat ca fiind nevoie de încă 22,4 milioane lei. Guvernul urmează să se întrunească în ședință și să aprobe o hotărâre în acest sens. Ca și în cazul alegerilor prezidențiale din toamna trecută, din bugetul alocat pentru scrutin, o bună parte va fi destinată asigurării măsurilor sanitare. Așadar, CEC a dispus achiziționarea peste 1.300.000 de măști de protecție, 28 de tone de soluții dezinfectante, 200.000 de perechi de mănuși, 30.000 de viziere și 6.000 de costume de protecție. Partidul Platforma DA a prezentat astăzi angajamentele pentru politica externă. Reprezentanții formațiunii își propun consolidarea relațiilor și promovarea unui parteneriat strategic cu țările Uniunii Europene. De asemenea, ei promit promovarea obiectivului de integrare europeană. Politica externă trebuie să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor, dezvoltând relații neconflictuale cu toți actorii globali și regionali. Diplomația Republicii Moldova trebuie să fie previzibilă. Trebuie să fie principală și clară. În 2021 vom încheia o nouă agendă de asociere cu Uniunea Europeană. Vom alinia Republica Moldova la noi spații de cooperare și integrare cu Uniunea Europeană, asigurând cetățenilor Republicii Moldova siguranță, predictibilitate, viziune și standarde europene. Platforma DA va figura pe poziția noua în buletinul de vot.
Majorarea investițiilor în domeniile educației și sănătății sunt prioritățile Partidului Legii și Dreptății înscris în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate. Într-un interviu pentru postul Europa Liberă, președintele formațiunii Mariana Durlășteanu a menționat că bani pentru aceste obiective pot fi identificați în țară prin diminuarea corupției și lichidarea schemelor ilegale din economie. Pentru ca să investim în educație, trebuie să distrugem schemele care sunt acum, și cred că ați cunoscut raportul Organizației Națiunilor Unite, care zice că anual, prin schemele și fraude, banii iliciți, deci se trec undeva $1,200,000,000 pe an, bani care pot fi investiți în educație și sănătate. Și astea sunt prioritățile partidului nostru. A doilea pilon este medicina de calitate și protecția socială. Deci în medicină dorim să elaborăm o strategie la nivel național pentru următorii 10 ani, care se va baza pe investiții clare în echipamente și construcția spitalelor. Se va baza și pe motivarea doctorilor ca să nu mai plece în țară, pentru că noi avem foarte buni specialiști în domeniu și trebuie să-i păstrăm în țară. Alte priorități anunțate de Partidul Legii și Dreptății în cazul în care va accede în Parlament vizează creșterea sprijinului oferit de stat pentru dezvoltarea agriculturii și digitalizarea economiei, ceea ce va reduce procedurile birocratice. Partidul Puterea Oamenilor promite investiții în sănătate și extinderea serviciilor medicale de sănătate în cazul în care va ajunge în Parlament. În același timp, formațiunea nu are un proiect bine definit cu toate costurile de rigoare, recunoaște liderul partidului, Ruslan Codreanu. Potrivit președintelui Partidului Puterea Oamenilor, domeniul medical este unul prioritar în programul electoral al formațiunii. Sănătatea este prioritate pentru noi, alături de educație, și de fapt face parte din acei trei piloni ai noștri: educație, sănătate, întreprinderile mici și mijlocii și agricultura durabilă și protecția mediului înconjurător, tot ce ține de ape, păduri și gunoiești. Noi ne propunem două spitale regionale, la Cahul și la Bălți. Noi ne propunem să facem programe pentru bătrâni și pentru populații, programe specializate la nivel de zone rurale, pentru că astăzi, din păcate, în multe localități din raioane, noi nu putem oferi servicii elementare medicale. Noi nu mai avem oficii medicilor de familie în zonele rurale. Totuși, Codreanu nu a putut spune care ar fi costurile unui astfel de program național. Ați făcut un calcul? De câți astăzi, bani ar fi astăzi, nevoie? Astăzi mi-e greu să zic la nivel de cifră exactă, pentru că totuși depinde dacă vorbim de construcții și de echipament și de salarii. Partidul Puterea Oamenilor este înscris cu numărul 17 în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent. Partidul Democrat din Moldova a prezentat astăzi angajamentele electorale pentru domeniul tineretului și sportului. Acestea prevăd crearea mai multor zone pentru practicarea sporturilor în localitățile rurale și îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru tineri. Ne propunem dezvoltarea infrastructurii sportive la nivel rural, în fiecare sat, infrastructură sportivă. Statul va compensa 75% din costul unui abonament la o sală de sport pentru copiii din familii cu un venit de sub 10.000 de lei pe lună. Companiile care cumpără angajaților abonamente la sala de sport vor fi scutite de impozitul pe venit în mărimea sumei plătite. Tineretul Democrat, ca organizație politică, mereu a militat pentru condiții mai bune de studiu pentru tineri. În acest context, am reușit modificarea unor norme legale prin care am urmărit îmbunătățirea condițiilor de trai și studiu ale tinerilor din căminele studențești. Pe viitor ne angajăm ca aceasta să fie una din direcțiile noastre prioritare de activitate. Alte priorități anunțate de Partidul Democrat din Moldova se referă la implementarea unor programe de finanțare nerambursabilă a tinerilor agricultori. Din noiembrie și până în prezent, prețurile în Moldova au crescut vertiginos. Scumpirile în lanț au vizat produsele alimentare, industriale, medicamentele, iar cel mai mult în această perioadă s-au majorat prețurile la carburanți. Deputatul PSRM, Petru Burduja, candidatul la funcția de parlamentar din partea blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, a declarat că aceste scumpiri, care au venit după schimbarea președintelui țării, au afectat toți cetățenii țării noastre.
Potrivit parlamentarului, doar în jumătate de an benzina și motorina s-au scumpit de 10 ori. Un litru de benzină și motorină costă acum cu peste 5 lei mai mult decât în noiembrie 2020. De asemenea, conform datelor statistice oficiale, produsele alimentare s-au scumpit cu 5%, iar mărfurile nealimentare cu 4,7%. Burduj a remarcat că scumpirea produselor alimentare s-a înregistrat în pofida faptului că acest an este unul prielnic pentru agricultură, iar pe piață sunt deja multe legume din recolta curentă. La unele produse alimentare de strictă necesitate, așa cum ar fi uleiul, prețul a crescut cu aproape 30%. De asemenea, s-au scumpit esențial și medicamentele. Unele medicamente costă de două ori mai scump. Un alt val de scumpire a fost înregistrat la materialele de construcție. În special, prețurile la lemn și fier au crescut de 3 ori față de anul trecut. Majoritatea scumpirilor au venit după schimbarea președintelui țării și aruncarea țării într-un haos politic total. Președintele a făcut acest lucru doar pentru a-și satisface propriul orgoliu, doar pentru a câștiga câteva mandate de deputat în plus în Parlament. Pe de altă parte, țara este fără de guvern, instituțiile publice de stat, toate fiind amorfe, care nu bat deget de deget pentru a stabiliza situația în țară, pentru că sunt în așteptarea rezultatelor alegerilor. În țară avem un haos și o situație ideală pentru speculanți, care au început să scumpească toate. Președintele Maia Sandu în repetate rânduri a declarat că instituția pe care o conduce nu răspunde pentru majorarea prețurilor pe piața din Republica Moldova. Șeful statului a făcut trimitere la alte instituții publice. Instituțiile statului care ar trebui să prevină creșterile abuzive de prețuri, pentru că așa funcționează lucrurile. Există cererea și oferta, dar există și o instituție a statului care veghează și nu-și fac treaba. În același timp, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor solicita ca în condițiile în care președinția, singura instituție în deplină funcție, nu-și asumă responsabilitatea în acest domeniu, să fie instituit un control de stat strict asupra formării prețurilor. Noi vom pune capăt acestui dezmăț, vom pune capăt haosului din țară. Astăzi, pe fondul pandemiei și secetii de anul trecut, țara are nevoie de stabilitate, are nevoie de ordine și siguranță, are nevoie inclusiv de a stopa scumpirile în lanț care afectează, de fapt, fiecare cetățean. Petru Burduja susține că, în date după alegerile parlamentare, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor va pune pe agenda parlamentară subiectul scumpirilor exagerate atestate în țara noastră. A vrut să meargă la scaldat, dar a fost înghițit de ape. Corpul neînsuflețit al unui bărbat de 51 de ani a fost scos aseară dintr-un lac de pe strada Albișoara din Chișinău. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 21. La fața locului au intervenit echipele de salvatori, iar la scurt timp scafandrii au recuperat corpul neînsuflețit al bărbatului. Amintim că în weekendul trecut alte două tragedii au fost înregistrate în lacurile și râurile din țară. Un băiat de 9 ani s-a înecat în lacul Ghidighici, iar o adolescentă de 15 ani și-a găsit sfârșitul în apele râului Nistru. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează o campanie de prevenire a necurilor în preajma bazinelor acvatice din țară. Oamenii sunt îndemnați de salvatori să evite scăldatul pe timp de caniculă în locuri neamenajate, cu stații de salvare, dar și pe timp de noapte. O atenție deosebită trebuie să fie acordată copiilor. Părinții sau alți adulți sunt îndemnați să monitorizeze strict minorii pentru a evita aflarea acestora fără supraveghere în preajma râurilor și lacurilor. Mai mult, pentru evitarea tragediilor în preajma bazinelor acvatice, nu este indicat consumul băuturilor alcoolice sau scăldatul în stare de ebrietate. Campania de prevenire a necurilor va fi organizată în toate raioanele Republicii Moldova, având drept scop reducerea tragediilor în perioada estivală și instruirea populației privind securitatea vieții în timpul scăldatului. De la începutul anului, în lacurile și râurile din țară și-au pierdut viața 39 de persoane, inclusiv 8 minore. Agricultorii din țară se pregătesc pentru campania de recoltare. Înainte de a intra cu combainele în lanurile de grâne, gospodăriile țărănești testează tehnica agricolă. În unele raioane a demarat recolta orzului pe parcele mici. În ajunul lansării campaniei de recoltare, Ministerul Agriculturii atenționează fermierii să fie prudenți și să respecte normele și regulile de protecție împotriva incendiilor pentru a evita riscurile și a reduce pierderile. Astfel, companiile agricole urmează să desemneze câte o persoană responsabilă de sectoare pentru perioada recoltării spicoaselor și a nutrețurilor. Lanurile cu cereale trebuie să fie înconjurate cu fâșii arate. Totodată, combainele, camioanele și tractoarele antrenate în campanie de recoltare trebuie utilate cu sisteme de eșapare a gazelor fierbinți, instalații parascântei
ulei și mijloace de primă intervenție. Producătorii au responsabilitatea de a asigura controlul riguros al tuturor edificiilor destinate depozitării și păstrării cerealelor și furajerelor, precum și să interzică fumatul și focul deschis pe lanuri, miriști, arii, combaine sau mijloace de transport aflate în lanul supus recoltării. Potrivit informațiilor operative deținute de direcțiile agricole, pentru recolta anului 2021 au fost semănate culturi cerealiere pe o suprafață de aproape 419.000 de hectare, dintre care 318.000 de hectare sunt cu grâu de toamnă și de primăvară. Suprafața culturilor cerealiere este mai mare cu aproximativ 7% comparativ cu anul 2020. Fără niciun pic de reziduri chimice și la mare căutare, tot mai mulți producători agricoli din Moldova ating să-și treacă procesul de producere în zona eco. Prefixele bio, eco sau organic sunt identice și reprezintă produse cultivate cu utilizarea îngrășămintelor naturale. Astăzi avem în Republica Moldova peste 100 de astfel de fermieri care lucrează în mare parte pentru export. În jur de 95-97% producția ecologică este exportată. Aici avem diverse cereri, deci de la prin căile diplomatice, avem unele solicitări, chiar agenții economici le au de la alți agenți economici de peste hotare, de procurarea produselor. Cererea este, mai ales pe piața Uniunii Europene, este cerere și ea este în creștere. Cele mai populare produse moldovenești eco găsite pe piața externă sunt grâul, meiul, porumbul, fructele, legumele și nucile. Agricultura ecologică a devenit un domeniu atractiv deoarece prețurile pentru produsul finit este de 2 sau chiar 3 ori mai mare decât pentru analogul tradițional. Acest lucru l-a înțeles acum câțiva ani și Svetlana Nițoreanu, care deține o livadă de alun ecologic. De ce anume alun ecologic? Fiindcă este o cultură nouă pentru Republica Moldova. Iar în momentul în care noi am decis să cultivăm această cultură, cuvântul ecologic pentru alun era în Republica Moldova ceva nou și noi am decis să fim primi. La cel ecologic, la moment, deci noi am stabilit prețul de 100 de lei la kilogram în coajă. Svetlana și soțul ei au început de la o plantație mică pentru că nu au avut fonduri pentru o livadă mai mare. Totuși, familia Nițoreanu intenționează să se extindă. 10 гектаров трех сортов экологического лесного ореха семья посадила в 2015 году, а сертификат, подтверждающий его качество, смогла получить лишь спустя 3 года. По правилам, именно столько времени необходимо, чтобы земля полностью очистилась от химикатов, которые были использованы до посадки данной культуры. Сертификация качества экологической продукции are loc anual. Verificările sunt asigurate de reprezentanții unei comisii speciale de certificare acreditate pe lângă Ministerul Agriculturii. Să nu fie produse cu utilizarea produselor de sinteză chimică, îngrășăminte, fertilizanți, pesticide de sinteză chimică și să mai respecte anumite cerințe care sunt stipulate în legislația națională sau în standardele internaționale. Orice neconformitate este examinată minuțios. Svetlana Nițoreanu își amintește că anul trecut, pe copacii din livadă, au apărut niște pete albe, asemănătoare cu varul. Cauza lor a fost investigată după toate regulile unui detectiv. În considerație că în vale sunt niște lacuri, deci păsările care, mă rog, sunt în lacurile astea, ei când zboară deasupra livezii, deci, mă rog, lasă îngrășăminte naturale. Și în felul ăsta, deci noi după urmele care au fost lăsate pe urmă livadă, ne-am pistat că totuși era vorba niște păsări. Pentru început și noi și persoanele de la certificat ECO au rămas un pic deranjate. Pentru a nu cădea în capcana pseudofermierilor care declară că fac agricultură ecologică, specialiștii ne recomandă să fim atenți la marcajul produsului sub brandul eco sau bio. Pe eticheta unui produs care este, are mențiunea de ecologic, trebuie să existe numai decât sigla standardului. Vorbim despre agricultura Republicii Moldova, avem marca națională sau, dacă în cazul standardului european, avem eurofrunzuliță. Și sub acest logo trebuie să fie codul organismului de certificare care a certificat produsul respectiv. În Republica Moldova sunt înregistrați 144 de producători care fac agricultură ecologică și dețin certificate pentru produse eco. Vine Arșița. Meteorologia anunță din nou cod galben de caniculă. Potrivit prognozelor, mâine mercurul din termometre va depăși 33 de grade Celsius. Dar nu pentru mult timp, de joi se anunță iar precipitații și o scădere a maximilor până la cel mult 28 de grade. Între timp au fost raportate deja primele victime ale caniculei. Săptămâna trecută, 13 persoane au suferit de insolație sau șoc hipotermic și au avut nevoie de ajutorul medicilor. 6 au fost spitalizate pentru a suporta mai
ușor căldura, nu uitați de recomandările medicilor. Consumați cât mai multe lichide, evitați să vă expuneți la soare în orele prânzului, optați doar pentru haine largi, de culoare deschisă și din stofe naturale. Revenim în țară, chiar dacă temperaturile cresc în capitală, nu se va resimți mirosul urât. Asigurările vin din partea conducerii Apă Canal. Responsabilii afirmă că pentru a nu admite astfel de situații, se efectuează săptămânal sute de controle la agenții economici, dar și se folosesc reagenți pentru a diminua din mirosul nămolului care ajunge la stația de epurare. Totodată, procesul de modernizare a stației este în plin proces. Garantăm și sperăm că miros în afara stației de epurare n-a să fie și nu trebuie să fie. Noi am întreprins toate măsurile împreună cu organele locale să nu mai fie miros. Responsabilii susțin că mirosul urât nu vine doar de la stația de epurare a întreprinderii Apă Canal, ci și de la firme private care nu respectă regulamentul de deversare a apelor uzate. Diversările cele de grăsimi, diversările de la prelucrarea peștelor, laptelui, alte mezelor, acestea duceau un miros extraordinar. Câte controle efectuați săptămânal? Săptămânal se execută în jur de 100 de controle, dar acum sunt și controle noaptea, sâmbătă, duminică. Cei care nu se vor conforma și vor deversa pe uzate care depășesc normele pot lua amenzi de până la 50.000 de lei. Dar dacă am să depistăm că diversează deșeuri, atunci o să fie pus întrebările chiar până la cei de a stopa activitatea întreprinderii, de a stopa producerea, că agentul economic trebuie să aibă stații locale. În același timp, la stația de epurare, lucrările de modernizare sunt executate în proporție de 70%. Zilnic pe șantier muncesc aproximativ 50 de persoane. Majoritatea obiectelor sunt executate, dar sunt în proces de montare a utilajului, testări, reglări și punere în funcțiune. Șeful Departamentului Calității, Arcadie Rusnac, spune că lucrează în acest domeniu de peste 10 ani, dar asemenea schimbări nu au fost niciodată. S-au întreprins multe lucrări. Începând cu anul trecut, am stupat foarte depozitele din nămol, au fost acoperite. Instalațiile, canalele de apă, unii concentrațiile mai mult acoperite. Se utilizează un regen special pentru stabilizarea nămolului. Molus nu dă miros, producă ceră. Instalația de peroliză, adică unde se va descompune nămolul, dar și instalația de separare a deșeurilor și a grăsimilor sunt doar prima etapă a reabilitării stației de epurare. Autoritățile împreună cu cei de la conducerea Apă Canal planifică construcția unei stații de tip închis, adică toate instalațiile existente de la stația de epurare să fie acoperite și în aer să nu se emane diverse substanțe toxice. La toamnă în capitală vor ajunge 100 de autobuze noi. Unitățile de transport public vor fi livrate de compania Isuzu. Acest ofertant a fost deja determinat drept câștigător de către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. Am ajuns la toate clarificările în detaliu pe partea contractuală cu Isuzu pentru procurarea celor 100 de autobuze pentru municipiul Chișinău. Avem nevoie de transport public, avem nevoie de transport public de calitate. Acum am dispus și parcul urban de autobuze, dar și regie transport electric, să facă tot posibil ca să vedem cum putem să atragem mai mulți șoferi pentru acest parc. Primarul Capitalei a venit și cu inițiativa de a majora salariul șoferilor de autobuz și troleibuz. Amintim că această licitație a fost organizată repetat din start, cea mai bună ofertă fiind făcută de compania MAZ. Firma a propus pentru 100 de unități de transport 14 milioane de dolari cu 72 de luni de garanție. Pe locul al doilea s-a clasat oferta companiei Isuzu, care a propus 14 milioane 920 de mii de dolari și 78 de luni de garanție. Cu toate acestea, în urma analizării dosarelor ofertanților, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a decis că noile autobuze vor fi livrate de Isuzu. ANSC-ul la propriu, deci a descalificat poziția MAZ-ului, iar învingător următor a fost determinat de către grupul de lucru, anume Isuzu. Menționăm că la Chișinău au ajuns 7 autobuze din cele 58 procurate de municipalitate pentru suburbii. Valoarea totală a achiziției este de 50 de milioane de lei. 18 dintre cele 58 de autobuze la mâna a doua sunt de marca MAN și Volvo, iar 40 sunt produse de compania europeană VDL. Totodată, primăria Chișinău urmează să lanseze prima cursă de transport public pe strada Albișoara.
55 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate ieri în Republica Moldova după efectuarea peste 5200 de teste. 7 cazuri sunt de import din Federația Rusă și Bulgaria. Astfel, de la începutul pandemiei, în Republica Moldova au fost confirmate puțin peste 256.600 de cazuri. Ministerul Sănătății anunță că în spitalele din țară sunt internați 190 de pacienți confirmați cu infecția SARS-CoV-2, dintre care 34 sunt în stare gravă. Alte 53 de persoane au fost declarate tratate după ce au învins boala, numărul celor vindecați ridicându-se la 249.500. Cu regret, astăzi au fost constatate și 4 decese din cauza complicațiilor virusului pandemic. Numărul celor care au pierdut lupta cu boala se ridică la 6.191. Rata de vaccinare împotriva coronavirusului s-a dublat în țara noastră comparativ cu săptămâna trecută. Până acum, în Moldova au fost imunizați peste 696.000 de oameni, ceea ce înseamnă 12,7% din populație, inclusiv mai mult de 261.000 cu ambele doze. Datele au fost prezentate astăzi într-o conferință de presă organizată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Epidemiologul din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Veaceslav Guțu, a anunțat că peste 84,5% dintre angajații sistemului sănătății au fost vaccinați împotriva coronavirusului, ceea ce a contribuit la scăderea cu 90% a ratei de infectare în rândul acestora. În continuare puteți observa impactul vaccinării anti-COVID-19 asupra infectării lucrătorilor medicali cu COVID-19. Începând cu campania de vaccinare, putem să observăm că numărul infecțiilor în rândul lucrătorilor medicali a scăzut drastic. Lucrătorii medicali vaccinați cu o doză este peste 84%, lucrătorii medicali vaccinați cu două doze este peste 77%. La rândul său, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Igor Curov, a menționat că deocamdată în țara noastră nu a fost confirmată prezența tulpinii Delta, care provine din India. Prima partidă de probele a fost prelevată și a fost expediată deja în laborator. Așteptăm rezultatul din laborator și totodată menționăm că urmează ca să colectăm suplimentar probe de la persoane eligibile pentru că depistăm sau confirmăm sau infirmăm prezența tulpinii Delta. Pentru administrarea vaccinului, doritorii se pot adresa la medicul de familie sau se pot programa prin intermediul platformei vaccinare.gov.md, a mai anunțat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Igor Curov. Îndemn pe toată populația ca să mergem la vaccinare. Pe întreg teritoriul Republicii Moldova sunt peste 530 de puncte de vaccinare. Cum ați auzit, domnul Vyacheslav a anunțat că Moldova are în stoc numărul necesar de vaccin. Toate vaccinurile care sunt disponibile la moment în Republica Moldova au efect bun și pentru tulpina Delta și Delta Plus. De la inițierea campaniei de imunizare în țara noastră au fost raportate peste 1421 de reacții adverse provocate de vaccinurile anti-COVID-19, ceea ce reprezintă aproape 0,2% din total. Dacă în Chișinău, în cadrul maratoanelor, oamenii stau în cozi kilometrice ca să-și administreze vaccinul anti-COVID-19, atunci în sate campania de vaccinare decurge mult mai lent. Scepticismul, lipsa de informare, dar și frica îi face pe oameni să mai zăbovească în privința vaccinului. Pentru a dezminte informațiile false și pentru a informa corect cetățenii despre beneficiile imunizării, sute de voluntari de la Crucea Roșie merg zilnic prin sate și comunică oamenilor din întreaga țară că vaccinarea este salvarea. Deja de câteva săptămâni, sute de voluntari de la Crucea Roșie merg prin satele Moldovei și deschid porțile a mii de cetățeni. Scopul este de a informa cât mai multă lume despre importanța și beneficiile vaccinării anti-COVID-19. Un grup de voluntari a ajuns astăzi și în satul Bulboaca din Anenii Noi, acolo unde, în aproape 4 luni, s-a vaccinat doar 13% din cetățeni. Foarte multă populație refuză din diferite motive. Din 4.488 de persoane care programate de la 18 ani în sus, sunt vaccinate 560 de persoane. Pentru a informa cât mai multă populație despre beneficiile și siguranța vaccinurilor, 10 de voluntari au împărțit pliante și au discutat cu oamenii. Bună ziua! Suntem voluntari de la Cruce Roș.
Iași, cu ce clienți vă îndemnăm să vă vaccinați împotriva la COVID-19, pentru că doar așa o să putem opri toată această pandemie. Vă mulțumesc mult! Majoritatea oamenilor sunt greșit informați din mass media despre vaccin, că un vaccin este mai bun, altul este mai rău. De asemenea, este frica oamenilor, pentru că este ceva nou, ceva ce a apărut foarte brusc în viața lor. Le oferim pliante cu informație, de asemenea informăm că centrul de vaccinare se află aici, la centrul de sănătate. Cel mai tânăr voluntar care își dorește cu tot din adinsul să revină la viața normală este Artyom Melnikov, de 10 ani. Încă de la începutul pandemiei, el a participat la toate acțiunile de prevenire și combatere a infecției COVID-19. Я був в Шибановке. И мы очень много раздавали листовок, были в Аненах новых. У нас мы раздавали пакеты с mâlăm și salfetcăme tem cât o nujdaieță. În campania de promovare a procesului de imunizare, doar în Anenii Noi sunt implicați peste 1000 de voluntari. Până a merge în teritorii, tinerii au fost instruiți de specialiști în domeniu. În primul rând i-am instruit fii voluntari, ne-am întâlnit cu psihologi, cu juriști, ne-am întâlnit cu profesori, cu medici. Noi am stat de vorbă cu oameni care au fost bolnavi și au îndemnat pe restul chiar în stradă. Oamenii, da, eu am fost bolnav, iată, eu vă recomand, eu vă sfătui, oameni buni, fiți atenți și așa mai departe. Și eu cred că ceea ce facem noi nu este în zadar. Oamenii care știu ce înseamnă chinurile și sechelele infecției COVID-19 deja s-au vaccinat și îi îndeamnă și pe alții să o facă. Vecinul a fost bolnav și a fost în reanimare și i-a spus, eu am văzut moartea. Și eu i-aș sfătui pe toți oamenii, și tineri, și în etate, și cei care s-au cot mai hâtre decât nu știu cine, tăi să vaccineze. Când ne vaccinăm noi pentru noi. Azi și-mi vaccinați, n-ați și boală în țară. Du-te la scaldat, du-te la mare, du-te la păduri, du-te copiii, unii vrei. Nepoata e la Universitatea de Medicină în Chișinău și ei s-au vaccinat prima acolo. Și avem și ne urma, de urmă. Ne luăm după cei mai tineri. Ne-a vaccinat toată familia, dar îndemn pe toți să vaccineze. Eu încă nu m-am intenționez. Soțul deja are prima doză. Îndemn ca să creadă, ca să oprim odată, ca să ne putem mișca, duce unde dorim, face ce dorim. Acțiunea este realizată în contextul campaniei de comunicare privind vaccinarea împotriva COVID-19 desfășurată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF Moldova. Depunerea dosarelor în universitățile din Moldova va începe pe 19 iulie și va avea loc online. Ministerul Educației a modificat regulamentul privind organizarea admiterii în instituțiile de învățământ superior. Potrivit Ministerului Educației, la cererea universităților din țară au fost stabilite aceleași termene pentru acceptarea dosarelor, iar regulile de depunere au fost adaptate la cerințele antiepidemice. Astfel, în perioada 19-30 iulie, cei care vor să-și depună actele la studiile universitare o vor putea face online. Rezultatele preliminare vor fi anunțate în 3 august, iar până la 10 august, cei care vor fi admiși vor trebui să aducă actele în original la biroul de admitere a universității selectate. De asemenea, va exista un program special pentru a evita aglomerarea. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 12 august. Ministerul Educației mai precizează că solicitanții pot depune actele pe e-mail sau pe platformele electronice Viber, Skype, Messenger, WhatsApp sau direct pe site-ul instituțiilor de învățământ. Iar pentru cei care nu au această posibilitate, fiecare instituție va avea o mică echipă care va accepta actele. Admiterea la magistratură va fi efectuată în aceeași perioadă și conform acelorași reguli. Vă amintim că solicitanții au dreptul să aplice la mai multe universități simultan, dar se pot înscrie la o singură specialitate. Reparații generale au loc în această vară nu doar în grădinițele capitalei, ci și în mai multe școli. Imediat după terminarea examenelor în cadrul proiectului pentru eficiență energetică, au început lucrările de izolare termică a fațadelor, iar în sălile de clasă au loc reparații cosmetice. În acest an avem pentru reabilitare termică 13 instituții din municipiul Chișinău. Și iată, aici va fi schimbarea la fața acestor instituții, fațadele tuturor acestor instituții, dar și sistema termic, acoperișul instituției sunt făcute în totalitate.
Administrațiile școlilor spun că ceva mai bun nici nu își puteau imagina, pentru că cele mai frecvente probleme cu care se confruntă sunt acoperișurile deteriorate, funcționarea defectuoasă a sistemelor de încălzire și frigul din sălile de clasă. Și chiar dacă vacanța a început mai puțin de o lună în urmă, lucrările sunt deja pe ultima sută de metri. Vedeți fasadne работы, утепление здания, работы на крыше. Внутри лицея снята полностью старая система отопительная. Значит, началась работа по монтажу вентиляции в отдельных помещениях. Ведется работа, значит, по замене окон отдельных. În liceul Gogol se repară și piscina. За счёт проекта мы, конечно, очень много делаем. И отдельно мне хотелось бы сказать о том, что ведутся работы в бассейне. Там делается гидроизолят. La liceul Pușkin se renovează fațada clădirii. Мы надеемся, что фасад мы уже сделаем к 1 сентября. У нас он состоит из двух зданий. Перед вами это первое здание и второе здание. Кроме фасада мы ещё планируем сделать ремонт нескольких кабинетов. И, в принципе, все. Iar la liceul Lomonosov planurile sunt grandioase. Până la 1 septembrie, acolo urmează să fie renovat un bloc pentru elevii din clasele primare. Acesta a fost închis mai bine de 15 ani. În plus, liceul va fi reprofilat în complex educațional, iar în blocurile pentru elevii din clasele mari, administrația școlii a decis să efectueze reparații cosmetice din fondurile școlii. В 2019 году менялись окна. И это на самом деле сыграло очень важную роль. Потому что в лицее стало намного теплее. На этот год не было запланировано бюджета по ремонту лицея. Уже своими силами то, что мы можем, делаем. Ну, вот даже и забор станет тоже сами. Până la 1 septembrie vor fi finalizate renovările în două școli care nu au activat până acum. Pentru liceul Pro-Succes, care se înghesuia până acum într-o grădiniță, clădirea a fost restaurată aproape din ruine, iar școala numărul 6, închisă de câțiva ani, se va redeschide la toamnă. Pentru cele două proiecte, unde vor învăța în jur de 2,5 mii de studenți, primăria a alocat 34 de milioane de lei. Eveniment istoric pentru iubitorii de șah din Moldova, cu un program special. În țara noastră a venit multiplul campion mondial la șah, maestrul internațional Anatoli Karpov. Deși a avut un program pentru mai multe orașe ale țării, marele șahmatist a mers inițial la Bălți, unde a participat la o sesiune simultană cu mai mulți membri ai clubului de șah din capitala de nord a țării. Vizita campionului mondial la șah a fost așteptată de zeci de împătimiți ai jocului intelectual. Pentru un simultan cu maestrul s-au înscris de la mic la mare. Jucătorii de șah declară că este o experiență inedită să se dueleze cu o personalitate mondială. Увидеться с чемпионом мира вживую это уже большой прогресс, конечно, даёт возможность более качественному развитию занятий. Сами тренера у нас участвуют в этом мероприятии, они смотрят на стиль игры, смотрят как какое поведение, то есть какую стратегию ведет чемпион мира, а еще сыграть, это вообще, конечно, очень прекрасно. Emoțiile au fost și mai mari pentru că iubitorii de jocuri intelectuale și-au putut încerca puterile cu doi mari maestri. Anatoli Karpov a fost însoțit în turul său prin Moldova de directorul executiv al Federației Mondiale de Șah, conaționalul nostru Viorel Bologan, deținător de titluri internaționale. El spune că vizita unei personalități atât de mari în lumea șahului este un stimul bun pentru pregătirea tinerilor sportivi. Eu уже вот ребятам рассказывал, когда в 85-м году Анатолий Евгеньевич играл, давал сеансы у нас в Кишиневе, в центральном клубе. И мне удалось даже выиграть тогда у него. Ну все, потом я стал гроссмейстером. То есть, соответственно, вот этот опыт прямого общения со звездой, с легендой, это очень важно для всех. Вот ему недавно исполнилось 70 лет, он по-прежнему вот молодец, популяризирует шахматы. И он прекрасно понимает, что именно его личное присутствие дает, является тем самым стимулом для детей, чтобы расти дальше. Fiecare participant la simultan a fost atent și a făcut notițe pentru toate mișcările maestrului pe tablă. Ei recunosc că fiecare șahist, profesionist sau iubitor visează să susțină o partidă cu un jucător de cel mai înalt rang. Emoții, конечно, переполняют, но я надеюсь, что я все-таки смогу спокойно играть эту партию, но, конечно, эмоции величайшие, тем более для ценителей шахмат, которые знают историю и увидеть 12-го чемпиона мира вживую для меня большая честь. Мне эта игра с самого начала показалась очень интересной, и я, видимо, не ошиблась, то, что начала этим заниматься. Вообще очень интересно, ждала этой встречи довольно давно, и мне кажется, нужно наравняться на таких людей. Очень интересно, радость,
Радость, я радуюсь, что я наконец-то попал с этим 12-м чемпионом мира по шахматам. La rândul său, Marele Maestru se bucură de faptul că șahul devine mai popular pe an ce trece. Anatolii Karpov a menționat că în Republica Moldova această tradiție are aproape 60 de ani, iar pregătirea tinerilor sportivi moldoveni este la un nivel foarte bun. Знаете, шахматы важны не только для того, чтобы расти гроссмейстеров, международных мастеров, но шахматы дают детям понимание логики, стратегии, развивают интеллект и, как ни странно, прямая корреляция с дисциплиной. А это улучшает и успевание. Успеваемость по другим предметам. Но шахматы вообще в Молдавии были всегда популярны. Сегодня мы в одной из шахматных столиц не только Молдавии, но и Европы. Вот бельцы знамениты были, я думаю, где-то с конца 60-х годов, наверное. Так что это уже традиция, что получается 60 лет, почти 60 лет. Anatolii Karpov, regele șahului, așa cum a fost numit pe parcursul anilor, a susținut simultane și în orașele Ungheni, Comrat și Chișinău. Karpov a deținut întâietatea la nivel mondial în perioada anilor 1975-1985 și 1993-1999. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Nu uitați, la ora 21 începe buletinul în limba rusă. Să aveți o seară liniștită până mâine!